Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la matinal. Eu astăzi sunt albă ca zăpada și fac casting pentru cei 7 pitici. În orice caz, astăzi mi-am propus să facem niște schimbări împreună și dacă ne găsim nervoși în ziua de astăzi, poate în trafic, poate la muncă, poate în familie, poate cu copii, în special dacă suntem nervoși în preajma copiilor, ar trebui să încercăm să ne cenzurăm și să schimbăm acest lucru la noi, pentru că eu cred că noi avem această putere de a fi mai buni în fiecare zi. Cam asta aș vrea să facem astăzi, de asta aș vrea să ne preocupăm. Și pentru copii avem un subiect dedicat în această dimineață, despre ei vreau să vorbim și despre faptul că sunt supuși la tot felul de violențe în mediul online, mai ales verbale, și acest hate speech care se înrădăcinează în societate ar trebui cumva să fie explicat și poate chiar să dispară la un moment dat. Despre hate speech vorbim în această dimineață alături de domnul Marius Zamfir, psiholog clinician, căruia îi spun bună dimineața și bine ați revenit la noi. Salut, mâna, bine v-am regăsit. Aș vrea în primul rând să vorbim puțin despre sentimentul de ură. Cred că de aici ar trebui pornită discuția. De unde provine acest sentiment? Este normal? Este specific naturii umane? Nu este specific naturii umane, apare datorită unei lipse de comunicare personală și a unei lipse de empatie. Poate cauzată de această situație pandemică în care am stat cumva mai izolați în case, n-am mai interacționat atât de mult cu prietenii, cu familia, sau am interacționat într-un alt mod, mai mult în modul acesta online. Și atunci înțelegem diferit mesajele pe care le transmit persoanele respective, pentru că de fapt nu înțelegem cum ar trebui mesajul pe care l-a transmis în acest mod online. Dacă ar fi să facem un parcurs istoric al sentimentului de ură, el pornește din copilărie, cam când și cam influențat de ce anume? Eu nu cred că ura face parte din noi neapărat, pentru că eventual ne enervăm, dar ca să urâm pe cineva, eu nu cred că poți privi o persoană în ochi și să-i spui te urăsc. Nu cred lucrul acesta, poate îi spui în alt mod, dar privindu-l în ochi nu cred că vei putea sau va fi aproape imposibil să-i spui cuiva în față te urăsc. Și în niciun caz nu apare ura la copil. Copiii se supără, se ceartă, dar este o ceartă care până la urmă de multe ori este benefică copilului, pentru că învață să-și regleze niște emoții. Poate aici am greșit și noi părinți în ultimul timp, când n-am mai expus copiii la interacțiunea socială, mediul acesta online în care existau foarte mult. Pe lângă asta, noi părinții am devenit mai puțin toleranți și nu mai acceptăm poate prieteni care sunt un pic în zona aceasta de fricțiune și caută, să zicem așa, râcă și scandal cu colegii lor, dar pe de o parte, vă spuneam, mecanismele psihologice care se dezvoltă până la urmă într-o relație de conflict ne învață să depășim din copilărie niște lucruri care ne vor ajuta foarte mult în viață după aceea, pentru că dacă e să ne luăm o zi obișnuită de a noastră, de a adulților, și să ne o analizăm, o să vedem că minim 80-90% din activitățile zilnice, în timp ce le facem, nu prea avem chef să le facem. Și atunci trebuie să învățăm cumva să acceptăm anumite lucruri, trebuie să învățăm să depășim anumite momente. Și de aceea societatea actuală, care este o societate a bunăstării până la urmă, în care copiilor nu le lipsește absolut nimic, vorbind de la mâncare, de la haine, deci este o societate care n-am avut-o, cred că nicăieri aproape în ultimii 2000 de ani, nu dezvoltă foarte bine copilul, pentru că copilul primește foarte repede și știm că inteligența emoțională se dezvoltă de fapt prin amânarea recompensei. Da? Avem acel test psihologic renumit, testul Marshmallow, în care unor copii li se pune o prăjiturică în față, unor copii de 4-6 ani, li se spune puteți să o mâncați acum, dar dacă mai așteptați 5 minute, veți mai primi încă una. Și este un studiu longitudinal, copiii care au reușit în viață, deci persoanele de fapt care au reușit în viață au fost copiii care au reușit să-și înfrâneze pofta aceasta sau nevoia primară, da? Să poată să analizeze, să organizeze mental toată informația și să-și dea seama că mai bine mai aștept 5 minute că mai primesc încă o prăjiturică. Cred că odată cu globalizarea noi împrumutăm foarte multe comportamente din Occident, mai cu seamă din America, și avem acest curent care se numește hate speech, mai avem unul numit cancel culture. Nu știu ce să spun. Cum sunt ele adoptate? De ce apare acest curent hate speech și în România? Păi apare că trebuie să plecăm de la baza comunicării. Trebuie să înțelegem cum se formează comunicarea și care sunt bazele comunicării. Trebuie să înțelegem cum receptăm comunicarea și cum transmitem comunicarea. De pildă, în comunicare folosim 10% cuvântul propriu-zis,
folosim 30% mimica feței, folosim 30% mimica, gestica corpului și 30% tonalitate. Într-adevăr, tonalitatea și cuvântul reprezintă 40%, dar vedem că, de fapt, majoritatea comunicării o transmitem printr-un lucru non-verbal, da? Prin mimica și mimica feței și gestica corpului. Ori în mediul online dispare inclusiv tonalitatea, da? Și rămânem doar cu 10% cuvânt. Și atunci fiecare interpretează acel cuvânt, eu transmit și vă scriu o frază pe care o gândesc într-un anumit fel și dumneavoastră o receptați în funcție de proiecțiile dumneavoastră mentale pe care le aveți în momentul respectiv. Și de fapt vedem că receptăm undeva cam la 10% dintr-o comunicare din aceasta în mediul online. De aceea comunicarea în mediul online, mai ales după un an de zile de pandemie, nu este benefică, pentru că fiecare proiectează, vă spuneam, frustrările, fiecare proiectează nevoile, frustrările, dorințele personale și nu de fapt realitatea cuvântului pe care l-a transmis interlocutorul nostru, pentru că, vă spuneam, iarăși sunt alte mecanisme în care se spune că comunicarea se transmite logic, adică verbal doar 7%, paraverbal, adică prin tonalitate 38% și non-verbal, mimică și gestică 55%. Deci vedem că cuvântul reprezintă destul de puțin din informație, mai ales din punct de vedere al receptorului și atunci comunicarea aceasta online de fapt este o pseudo-comunicare. Și de aceea apar aceste discuții. Eu mai intru pe forumuri, mai intru pe bloguri din când în când datorită activității profesionale, din grupurile de WhatsApp am încercat să mă elim, pentru că totdeauna după 2-3 postări lumea începe să se certe acolo. Și vă spuneam de ce, pentru că sunt aceste mecanisme prin care noi de fapt nu recepționăm cum trebuie mesajul persoanei care l-a transmis, pentru că nu vedem tonalitatea, nu vedem mimica, nu vedem gestica persoanei respective. Când eram mai mică și eu am prins cumva cele două generații, lipsa telefoanelor și apariția lor odată cu mesajele text, WhatsApp și așa mai departe, nu vedeam sensul conversațiilor online, nu-mi plăcea să stau pe net și să vorbesc, mi se părea că oamenii se cunosc față în față și că așa e normal și natural și sănătos să se întâmple. Dar avem, iată, o generație care se naște cu tehnologia în brațe încă de la vârste fragede. Am și vorbit cu dumneavoastră despre autismul virtual. Pentru ei această formă de comunicare a cuvintelor scrise e o normalitate și apar aceste inadvertențe pe care ei poate nu prea le înțeleg și cu siguranță poate nu știu să le gestioneze. Cum ar trebui un copil să reacționeze la un mesaj pe care el citindu-l îl interpretează ca fiind din hate speech? Din păcate, generația actuală, și ne întoarcem la cuvânt, care spuneam că reprezintă între 7 și maxim 10% dintr-o comunicare, dar generația actuală, efectiv, mi-aduc aminte de cartea lui George Orwell, 1984, în care se vorbea acolo de un concept nou, de nou vorba, în care efectiv se schimbau cuvintele și sensurile cuvintelor și efectiv generația Facebook, generația WhatsApp, generația TikTok de astăzi, deși tinerii, ei scurtează, folosesc niște prescurtări, mi-e trebuie un dicționar ca să citesc o conversație a copiilor mei, de multe ori îmi trebuie un dicționar. Ei deja taie foarte mult și din cuvintele reale, vă dați seama că de fapt dacă mai tăiem și din cuvânt, care spuneam că reprezintă doar între 7 și 10%, mai rămâne doar undeva la 5% sau 2-3% din ceea ce noi vrem să transmitem. De aceea recomand părinților să găsească căi de interacțiune socială a copilor lor în medii cât mai bune cu alți copii, în primul rând. Un sport, pentru că acolo avem niște reguli, avem o echipă, avem niște oameni în jurul nostru, în general, tot timpul. Interacțiune socială prin diverse activități cu colegi, cu prieteni, pentru că din păcate, generația actuală, vă spuneam, și datorită pandemiei, dar și datorită noilor tehnologii care au apărut, stau foarte mult în fața acestor device-uri electronice, nu mai știu să citească emoții, nu mai știu să recunoască emoții, nu mai știu să decodifice comunicare reală, nu mai au empatie la nivelul generațiilor noastre, tocmai pentru că, de fapt, nu au apucat să interacționeze foarte mult. Empatia, până la urmă,
ți-o dobândești, nu te naști cu ea, dar ți-o dobândești în relația cu cel de lângă tine, interacționând cu el, văzând nevoile lui, conștientizându-le, aflându-le eventual dacă nu le citești, îl vezi că e supărat și că are o nevoie și ți-o exprimă și încerci să-i o înțelegi, dar numai prin comunicare. Ori lipsa comunicării față în față duce de fapt la aceste probleme. Având în vedere că ei au această tendință născută de a face lucrurile în viteză, iată că și scurtează cuvintele, tocmai pentru a face comunicarea și mai rapidă decât ar fi în mod normal, cum ar putea părinții să oprească puțin acest ceas, să încetinească lucrurile pentru copiilor, să-i aducă aici, în prezent, alături de noi și să le arate că viața poate să curgă și încet și să fie în același timp frumos? Păi, în primul rând, trebuie să se conștientizeze pe el ca părinte, și o să vadă că dacă se uită într-o oglindă, s-ar putea să nu-i placă ceea ce vede și să nu conștientizeze lucrul respectiv. De aceea e bine să înceapă să se uite într-o oglindă și să-și conștientizeze. Noi, părinții, în societatea actuală, suntem destul de obosiți, destul de stresați. Alergăm foarte mult sau lucrăm de acasă în ultimul timp și vorbesc cu persoanele care lucrează de acasă datorită situației pandemice și îmi spun că, de fapt, ca timp lucrează mai mult decât lucrau la serviciu și sunt chiar mai stresați și mai obosiți decât atunci când mergeau la serviciu. Ce vede copilul nostru când ne întâlnim cu el, dacă am fost plecați toată ziua? De multe ori, după o zi obositoare, vin acasă și care e prima reacție? După ce am pus la punct, să zic așa, copiii, familia, le-am dat să mănânce, i-am scos afară, i-am dus la meditații sau ce am mai avut de făcut, vreau să mă relaxez. Și cum mă relaxez de cele mai multe ori? În fața tot a unui ecran. Ori îmi verific telefonul și îmi verific mesajele sau îmi verific în conturile de Instagram, de Facebook pe care le am, ori mă uit la un film. Și copilul ce va face? Mă va imita. Nu mai vorbesc de cazurile în care părintele lucrează de acasă și stă toată ziua cu ochii într-un calculator, până la urmă într-un laptop și nu mai poate să răspundă nevoilor emoționale, nevoilor reale ale copilului. Copilul oricum are această capacitate mimetică de a mima ceea ce face și a imita ceea ce face adultul. Și e foarte greu, de aceea trebuie să învățăm noi să ne conștientizăm când am interacționat cu copilul, cât am stat eu în fața unui ecran. Cum să-i spun eu copilului, nu e bine să stai în fața unui ecran dacă eu stau non-stop în fața unui ecran. Și atunci cumva trebuie să învățăm să ne corectăm în primul rând pe noi și după aceea să încercăm să găsim cât mai multe momente de interacțiune fizică, să facem jocuri împreună, să încercăm să implicăm copiii la curățenie, la mâncare, la toate activitățile gospodărești din casă și de pe lângă casă. Nu mai vorbesc de activități de ieșit în aer liber, că astea sunt foarte, foarte benefice. Dacă înțeleg bine, părinții ar trebui să ia prima dată atitudine, dar în același timp spuneați că sunt foarte obosiți și stresați. Cum facem să ne corectăm comportamentul fără să ne cenzurăm nevoile? Pentru că, în realitate, după o zi stresantă la muncă, ești leșinat când ajungi acasă. Vrei doar să te odihnești, să stai pe canapea, să te pierzi în social media, să faci ceva pentru tine și să fii cumva lăsat în pace. Te deconectezi, cum spunem noi, dar vedeți, ne deconectăm de fapt de realitatea concretă în care trăim și ne conectăm într-o realitate de cele mai multe ori iluzorie, ficțională, nu neapărat. Acolo ne relaxează pentru că putem, intrăm într-un joc și suntem alt personaj care are cine știe ce puteri și cine știe ce capacități extraordinare. Dar de fapt vedem că ne deconectăm de viața reală, de interacțiunea cu soțul, cu soția, cu fratele, cu sora, cu copilul, cu cățelul, până la urmă cu pisica mea. Gândiți-vă și uitați-vă cei care au animale, o să vedeți câtă nevoie de afecțiune au aceste animale, da? Și de multe ori, dacă ne analizăm o zi obișnuită, o să vedem că s-ar putea să oferim mai multă afecțiune cățelului nostru sau pisicii pentru că vin s-o ceară decât copilului nostru, pentru că el, dacă are o tabletă în față, e cu minte acolo, nu-mi cere lucrul ăsta și nu îl ofer. Și atunci trebuie să ne analizăm noi pe noi, vă spuneam foarte mult, toate mecanismele acestea, să le conștientizăm și încet, încet să încercăm să modificăm ceva. Nu putem să facem radical, pentru că sunt niște dependențe, vizionarea unui ecran creează niște dependențe neurologice și trebuie să le facem în timp. Dar în primul rând trebuie să ni le conștientizăm, să le acceptăm și după aceea, dacă vrem să le și schimbăm, să trecem la următorul pas, să încercăm să modificăm lucrurile respective. Și cea mai bună metodă este aceasta a oglindirii. Efectiv, să încerc să mă detașez de mine și să mă privesc eu pe mine.
sunt ok, sunt mulțumit de ceea ce fac, de cum sunt, și atunci dacă sunt mulțumit, nu vreau să schimb nimic. Dar dacă nu sunt mulțumit, trebuie să încep să iau niște măsuri și să încerc să schimb ceva. Odată cu această provocare a conștientizării pe lângă acceptare, eu cred că mai putem pica într-o anumită pantă, aceea vinovăției. Vedem că nu petrecem timp cu copilul, familia, cățelul, purcelul și ne simțim vinovați că nu facem acest lucru. Și uneori poate că avem tendința să ne refugiem și mai tare. E vreodată prea târziu să luăm atitudine și să ne schimbăm? Dacă considerăm că nu mai putem și nu mai depinde de noi și vedem că am încercat să facem schimbarea respectivă și n-am reușit, e bine și nu e rușinos să luăm legătura cu un specialist, cu un psiholog, cu un terapeut, pentru a ne ajuta să ne oglindim noi pe noi mai bine și să găsim niște strategii și niște modalități de a ne modifica comportamentul. Important este să conștientizăm că nu ne place de noi în situația respectivă și după aceea, dacă nu reușim singuri, să încercăm să cerem ajutorul. Mi-aduc aminte de un studiu foarte interesant pe care ni l-a prezentat un profesor de la master, un profesor foarte bun, cercetător în genetică, în neurologie. La primul curs a venit și ne-a prezentat o meta-analiză legată de impactul psihologilor, să zicem așa, asupra oamenilor din jur. Și în studiul respectiv erau luat un lot de oameni care n-au făcut nimic să-și modifice comportamentul, un lot de oameni care au citit doar o carte și au vrut să modifice ceva legat de ei, un lot de oameni care au lucrat cu parapsihologi, deci cineva nu neapărat cu o specializare foarte importantă, un lot de oameni care au lucrat cu psihologi cu experiență până în 5 ani și un lot de oameni care au lucrat cu psihologi cu experiență peste 20 de ani. Vreau să vă zic că diferențele majore n-au existat decât între primele două loturi, să le numim așa, între persoanele care n-au făcut nimic, da? Și toate, de fapt, și toate celelalte loturi. Deci, concluzia studiului este că în momentul în care omul conștientizează că vrea să schimbe ceva și trece la acțiune, cumva va reuși. Ori prin forțele proprii, ori prin ajutorul unor persoane cu diverse specialități, dar important este să conștientizezi problema respectivă. Eu cred foarte mult în puterea unei persoane obiective de a regla lucrurile într-o familie, pentru că eu de la 6 ani mergeam alături de întreaga familie la un preot duhovnic, care din păcate nu mai este printre noi, și care a reușit timp de foarte, foarte mulți ani, mergând în ordine fratele meu mai mic, eu, mama și la final tata la spovedanie, să audă toate problemele noastre, să nu dezvăluie niciunul dintre secretele pe care le împărtășeam, dar în același timp să regleze toată energia familiei și să-i spună fiecăruia ce ar fi trebuit să audă astfel încât să se comporte ok și să poată să facă acele schimbări. Da, da, vedeți acolo în taina spovedaniei sunt trei lucruri foarte importante. Odată nevoia mea care am ajuns la preotul duhovnic, după aia este calitatea umană a persoanei respective și mai harul divin. Și când sunt cele trei la oaltă, e clar că lucrurile vor merge bine. Dar acum vă spuneam, înseamnă că v-ați dus clar să vă împărtășiți nevoile, temerile, bucuriile poate, și cineva, mai ales cu harul divin, vi le-a reglat, era normal, adică mi se pare atât de firesc și atât de normal, încât nu știu dacă trebuie să mai discutăm despre aspectul acesta. Ar fi ideal dacă mulți dintre noi am avea, poate sunt oameni care nu au credința în Dumnezeu și să meargă la un preot duhovnic, dar atunci măcar să aibă un psiholog, un psihoterapeut la care să meargă împreună cu familia. De aceea terapia sistemică are în general o eficiență mult mai mare, pentru că lucrăm în sistemul acela familial. Vă mulțumesc că ați venit astăzi și că am dezbătut această problemă. Și cred că e benefic să discutăm. Cred că discuțiile pe care le purtăm aici duc la conștientizare. Mai departe ține de cei care ne urmăresc să ia deciziile potrivite. Vă mulțumesc și eu, zi bună! Asemenea, noi continuăm matinalul cu informații foarte interesante de la președintele Infocons, Sorin Mierlea. El are cumva un soi de pastilă de Infocons la noi și în această dimineață o să aflăm foarte multe lucruri interesante despre reduceri și capcanele lor.
Luna martie este luna care sărbătorește protecția consumatorului. 15 martie este Ziua Mondială a Protecției Consumatorilor, așa că o veste bună pentru români, o veste bună pentru fiecare dintre noi în calitatea noastră de consumator. În sfârșit avem o legislație cu privire la reduceri. Reduceri de prețuri, reduceri, soldări, Black Friday, toată această nebunie care de obicei aveam un semn de întrebare că practic înainte cu câteva zile, înainte cu câteva săptămâni de reducere respectivă, prețurile creșteau și după aceea practic de multe ori ni se părea că vedem reduceri false. Din această perspectivă, legiuitorul România, în sfârșit, vine cu un normativ prin care să ne ajute pe fiecare dintre noi, ca în momentul în care decidem să cumpărăm un produs, un serviciu, la așa zisă reducere, care poate până acum era doar așa zisă, astăzi să avem siguranța, să avem certitudinea că reducerea respectivă este cu adevărat o reducere. Ce înseamnă o reducere? Din noua perspectivă, etichetarea produsului trebuie să fie foarte clară și conformă, prețul vechi de la care a pornit reducerea să fie tăiat, iar acel preț să fie în ultimele 30 de zile, ca să nu mai avem suspiciunea că ieri alaltă, ieri cu două zile, cu o noapte a crescut prețul și astfel brusc avem 70, 30, 50% reducere. Este o măsură bună, este o măsură pentru noi, o măsură pentru fiecare dintre noi, să avem mai multă încredere, să fim mai siguri în momentul în care decidem să cumpărăm un produs la o reducere. Iar dacă avem o suspiciune, dacă avem orice semn de întrebare, cumpărăm online sau cumpărăm direct într-un magazin, nu uitați, 021 9551, numărul unic de protecție a consumatorului, și astfel putem și noi, fiecare dintre noi, să fim mai atenți, mai responsabili și, nu în ultimul rând, să devenim comisari de protecție a consumatorului, fiindcă înainte de toate, de când ne naștem până când murim, suntem consumatori, iar din această perspectivă, amenda este la noi. Banul este la noi în buzunar, noi decidem dacă vrem să-l dăm, noi decidem dacă vrem să-l sancționăm prin a nu cumpăra un produs sau un serviciu. Așa că, chiar dacă este o reducere, chiar dacă este Black Friday, o reclamă frumoasă prin care ni se spune haide să cumpărăm, haide să cumpărăm mai bine, mai mult și mai ieftin, să fim atenți, să ne uităm la etichetă și pe cealaltă parte să fim până la urmă puțin mai responsabili. Printre activitățile de cuplu pe care le fac alături de prietenul meu, aparent se numără și a ne uita împreună la meci, ceea ce am făcut aseară și ne-am uitat împreună la prima repriză din meciul naționalei României de juniori cu Germania și m-am cam speriat, un pic cam violent băieții noștri, dar aș vrea să aflu și părerea colegilor de la Sport Total FM de la execuții matinale, așa că am să le spun bună dimineața lui Daniel Nazare și Gabriel Maricescu. Bună dimineața, George. Bună dimineața tuturor. M-ai speriat așa un pic, m-ai luat cu violență. În primul rând, se vede că vă uitați în cuplu la meci, când au fost juniori, a fost echipă de tineret, ca să glumim un pic. Putem să glumim în continuare, activitatea mea de cuplu cu Gabi Maricescu nu mi-a permis să vedem meciul împreună. Da, nu ne-am și noi suntem un cuplu ciudat. Radiofonic. Da, radiofonic, așa cum erau în piesa lui Neil Simon, apropo, la noi la comedie, la teatru de comedie în România, vreau să spun, Conovaru și cu Angel Popescu joacă acel cuplu ciudat, iar dacă ați văzut filmul Wattle Matau cu Jack Lemmon. Noi suntem oricum separați, eu aici sus, el jos și nu suntem nici violenți, așa cum au fost jucătorii noștri. Au fost, mă, violenți jucătorii noștri? Au fost în prima repriză, că au fost niște faulturi nesancționate de arbitru, dar până la urmă nu ne-am calificat, însă ar trebui să extragem lucrurile negative și pozitive. Cele pozitive sunt evident faptul că într-o grupă cu Olanda și Germania, națiuni care ne sunt superioare din toate capitolele sportive, ne referim aici la campionate, la zerouri din contracte, la transferuri, la tot ceea ce înseamnă fotbal, am reușit să le fim egali. Sigur că avem un minus, în sensul că nu ne-am calificat mai departe, iar acest lucru ține poate și de o mentalitate defensivă pe care am arborat-o în cele două partide importante, nu punem la socoteala meciul cu Ungaria, câștigat cu 2-1, în care practic nu ne-am dorit mai mult și chiar discutam aici în studio și cu Mihai Rusu de la München, de faptul că în ultimele 10 minute ar fi trebuit poate să riscăm mai mult. N-am făcut-o și am rămas neînvinși, dar plecăm acasă. Da, eu rămân la părerea că noi ne puteam califica doar conjunctural, pentru că în meciurile cu echipele mai bune am fost aproape de ei, dar n-am fost mai bun ca ei, am fost doar în anumite momente egalii lor și de asta spun conjunctural puteam să trecem de ei, iar în meciul care a decis practic calificarea la gol averaj, cel cu Ungaria, noi am fost și mai subțiri, adică Germania 3-0 a bătut Ungaria, aseară Olanda a călcat pe grumazul Ungaria 6-1, ori noi ne-am chinuit și am dat un gol în minutul 80 și ceva prin fundașul Pașcanu. Asta nu înseamnă că vreau să iau din meritele echipei noastre, dar vreau să spun că doar
doar conjunctural puteam să ne calificăm și nu pe merit, fără să spun că echipa noastră a jucat prost. Și nu o pun pe seama mentalității de data asta, eu o pun pur și simplu pe seama valorii, că valoarea până la urmă fotbalist e un sumum de mai multe calități, nu doar talentul, caracterul și așa mai departe. Dar ce a fost, a fost. Să vedem câți din jucătorii ăștia tineri vor putea face pasul în anii care vor veni către Naționala Mare. Din păcate, în momentul ăsta nu prea putem să spunem. Așa este, e o discuție, dar totuși trebuie să luăm și avantajele acestui turneu final. Noi am fost acum 2 ani, dar în ultimii 30 de ani sau, sau 20 de ani nu am fost prezenți. Pentru jucători este o mare experiență. Au jucat la un turneu final, pentru ei va ajuta. Gândiți-vă că dacă avem acești jucători și nu mergeam la turneile finale, ei n-ar fi progresat. Cu siguranță aceste 3 meciuri, chiar dacă nu ne-am calificat, au adus un plus de experiență și îi va ajuta, nu știu dacă în cariera de la națională, poate pe unii dintre ei da, dar îi va ajuta pentru evoluția lor la echipele de club, indiferent că va fi în țară sau în străinătate. Mai e până atunci, dar mai e foarte puțin până la meciul din această seară, tot la ora 19, așa cum a jucat și naționala mică, naționala de seniori, la Erevan cu Armenia, ultimul meci din tripla asta de debut în preliminarii pentru Cupa Mondială din Qatar. Noi am tot spus înainte de startul acestor preliminarii că 6 puncte din astea 3 meciuri ar fi un lucru foarte bun pentru noi. Orice punct cu Germania ar fi reprezentat un bonus. Sigur, ne-am convins că nu puteam obține puncte cu Germania. S-a văzut pe teren, așa că 3 puncte în seara asta ne-ar aduce în graficul pentru locul 2, căci mai mult de locul 2 în grupa asta nu se poate și locul 2 înseamnă nu prezența la baraj. Să vedem și echipa Armeniei la lucru, pentru că n-am văzut-o, e încă o adversară pentru noi și probabil că ne vom face o idee și mai bună asupra viitorului acestor preliminarii după partida din această seară. Eu cred că Armenia este o principală candidată în momentul de față la locul 2, iar o victorie acolo iar scoate oarecum din aceste calcule sau ar spera mai puțin, pentru că Armenia a învins Islanda sâmbătă, Islanda care ne-a scos pe noi de la turneul final Euro 2020. Islanda a ieșit oarecum din calcule. Dacă învingem pe Armenia, iese și Armenia, ar mai fi varianta să ne batem cu Macedonia de Nord, dar vom juca la ei după ce am învins acasă, așa că n-ar fi suficient un rezultat de egalitate ca să putem să sperăm la locul 2. De asta spun că este foarte important să câștigăm diseară la Erevan. Nici tu nu te lași de calcule. Ai mers până la finalul preliminarilor cu calculele în momentul și noi ăsta. Facem după 2 etape calcule. Da, le facem. Facem și după 3, nu-i problemă. Păi da, a câștigat Halep primul meci la un turneu de tenis. Să vedem unde poate ajunge până pe ce loc dacă va câștiga turneul. Și câți bani câștigă. Dar mai sunt 5 meciuri până la câștigarea turneului. Știi, avem noi darul ăsta, ce să facem. Noi mai avem 8 aici, așa că nu mai sunt multe. Nu mai sunt deloc. Bine, Georgia. Mulțumim, ne reauzim mâine dimineață și la cât mai multe meciuri privite în cuplu. Meciuri de fotbal, vreau să spun. Toate bune. Accept urarea voastră, mi-a plăcut acest moment și cred că o să mă mai uit la meciuri de fotbal. Și băieți, voi faceți calcule pe meciuri cum am făcut eu când mi-am luat acum un telefon nou, 1100, 1200, nu știam ce să fac, până la urmă l-am luat în rate, dar ce să vedeți, nu știu să-l folosesc, cel puțin că vine vorba despre poze. Are o cameră foarte bună, are vreo 5 de fapt, dar ce să faci când nu știi ce înseamnă saturație, nu știi ce înseamnă luminozitate și nu știi cum să faci să pară fotografiile naturale ca să faci cinste acelui telefon. Și o să aflăm astăzi, nu e un subiect neapărat dedicat pentru mine, dar cred că ne priesc aceste informații venite de la fotograful Dragoș Constantin. Bună dimineața și bine ai revenit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Cum facem să pară naturale fotografiile? Că mă uit pe Instagram, mă uit pe Facebook și foarte multe domnișoare au filtre, peste filtre, peste filtre și fotografiile de peisaj sunt editate într-un mare stil. Da, toată lumea spune că telefonul nu este... Nu, iar faci fotografii cu telefonul, e așa ceva, vorbește de rău de telefon. Eu nu cred că telefonul e ceva rău. Telefonul e camera care o ai cu tine tot timpul și care în principiu te ajută să prinzi cele mai interesante fotografii când n-ai aparatul, că nu poți să stai cu aparatul tot timpul după tine. Cum facem să avem fotografiile cele mai bune? Aici e un pic mai complicat, că trebuie experiență. Nu ne ajută și dacă ai telefon și dacă ai aparat de, nu știu, 1000 de euro. Tot mesajul este același. Deci tu trebuie să, în primul rând, trebuie să te îndrăgostești de subiect, să zic așa. Deci când puțin, nu că, na.
atunci o să-mi fac numai selfie-uri, ca să da, așa. Da. Deci dacă nu înțelegi subiectul, dacă nu-ți place un pic subiectul, nu poți efectiv să surprinzi acel ceva care să separe fotografia ta de altele. Mi-ai spus că astăzi o să ai o ședință foto foarte interesantă cu căluți. Da, o să fie foarte interesant. Căluți care sar, cu nebunii. Am venit acum la voi aici să mă încălzesc ca să mă duc direct la ședință. Nu prea ai cum să nu te îndrăgostești de subiect când vine vorba despre căluți, nu-i așa? E adevărat. Subiectul contează foarte mult. Subiectul face, nu știu, n-aș vrea să dau un procent, că în fotografie nu prea e cu procente, face foarte mult dintr-o fotografie. Deci dacă ai un subiect bun, poți să faci fotografia aia cu orice. Pentru că ce înseamnă subiect bun? Un subiect care nu a mai fost fotografiat altă dată, un subiect care tu să-l fotografiezi altfel, aici intervine, că de mulți nu avem subiecte așa extraordinare în fiecare zi și atunci trebuie cumva să le facem, să facem noi subiectele să fie mai interesante. Ai putea să enumeri câteva greșeli pe care le facem în momentul în care edităm pozele? Ce facem noi greșit? Greșelile de bază ar fi următoarele. Una, că le edităm la fel. Deci editarea, în principiu, trebuie să fie continuarea ceea ce tu vrei să spui. Deci dacă eu, de exemplu, fotografiez un om în vârstă, îl pun într-o lumină mai dură ca să-i se vadă ridurile, nu-l pun să zâmbească, îl pun să stea cumva îngândurat, să aibă o greutate și așa mai departe. După aceea folosesc un filtru colorat cu recușe, nu știu, zic că nu prea mă pricep la filtre, așa, stric totul. Adică tu trebuie să folosești niște filtre care să meargă în aceeași direcție cu ceea ce ai vrut tu să spui. Asta e foarte important și asta nu înțelege toată lumea. Deci greșeli, folosesc aceleași filtre tot timpul, adică tot timpul filtru X de 100 de ori. Asta e o problemă, să zic așa. Folosesc filtre nepotrivite, adică, cum am spus mai devreme, și nu știu, cam astea două ar fi de bază. Astea le-am întâlnit cel mai mult pe internet în ziua de azi. Am înțeles că ai și o serie de imagini pe care le vei explica, da, în această dimineață și aș vrea să le privim și să te ascult cu mare, mare atenție. Da. Să-mi povestești puțin despre ce e vorba în propoziție. Păi, ne uităm acum, le vedem? Da. Uite-le. La imaginea aceasta, de exemplu, în principiu tu trebuie să nu ai zone foarte arse în fotografie. Și aici, de exemplu, am făcut norii respectiv să se vadă mai bine, am mai editat un pic cadrul și l-am și reîncadrat un pic, am mai accentuat culorile, nu s-a modificat foarte mult. Nu trebuie să... Deci editarea este oarecum ca machiajul. Nu trebuie să schimbe cu totul. Eu, în principiu, când editez, de exemplu, riduri sau editez imperfecțiunile ale feței, nu le editez de așa natură. Dacă, nu știu, ai un coș, îl poți scoate, că mâine nu o să-l mai ai. Dar dacă ai, nu știu, niște riduri de... Ridurile acelea au apărut... Ale tale. Exact, sunt ale tale. Nu prea e ok să le... Nu e ok deloc, de fapt, din punctul meu de vedere. Merge să le faci de așa natură, încât să fie mai estompate. Ca și cum ar fi o zi mai bună a ta, dacă vrei să arăți persoana să arate mai bine, că poate vrei să, din potrivă, să arăți că e mai în vârstă, adică depinde ce vrei să spui cu fotografiile, că noi fotografii avem tot felul de nebuni în cap. Da, de exemplu, fotografia asta a fost făcută, era o zi foarte ploioasă și, cum spuneam în fotografie, spuneam data trecută, cred, în fotografie nu trebuie să arăți tot. Și aici, de exemplu, n-am făcut direct focus pe ei, am făcut focus pe picăturile de apă, am făcut și niște editări, de exemplu, dar editări mărunte, adică dacă nu ești atent, nici nu vezi foarte bine. La fel ca machiajul, ce spuneam. De exemplu, fata are deasupra capului, avea un băț, o, nu știu, o chestie care în poza a doua nu mai are. Că l-am eliminat, de exemplu. Da, sunt mai multe diferențe, asta e una din ele. Și din geam am scos niște lucruri, deci în principiu eu puteam să scot orice, puteam să scot și că scrie aqua carp sau ce, mă rog, ce scrie acolo așa. Nu știu dacă pot să spun. Ceva cu apă, așa. Așa, ceva pe acolo, așa. Dar și i-am mai luminat un pic. De ce? Pentru că totuși e despre ei fotografia asta și încerc tot timpul să se vadă un pic, să nu zic că putea fi oricine acolo. Și avea și o rochie frumoasă, un roz pastel, da, așa. Exact. Uite, aici, zi-mi ce trebuie să vedem, că nu mi se pare atât de diferit. Păi, odată mai luminat, nu sunt toate la fel de diferite, deci sunt unele care sunt extrem de diferite, o să vedem, și sunt unele care nu sunt atât de diferite, pentru că nu trebuie să fie atât de diferite. Aici, de exemplu, nu știu, poate vă întrebați ce se întâmplă. Mie îmi place tot timpul când te uiți la o fotografie să faci privitorul să întrebe ce se întâmplă aici. Ce ai făcut, domnișoare? N-am rugat-o fizic, deci când vă povestesc, stric farmecul, să zic așa. Dar acum o să-l stric, că na, asta este. Ea a ridicat cu o mână rochia, el a ridicat cu o mână rochia ei.
am făcut 20 de poze și am ales una în care să nu pară că face asta. Adică el, nu știu, pare că face altceva ca să pară un pic ciudat, să pară un pic straniu. El este într-o poziție care o avantajează, așa, și dacă ne-am uitat gen una peste alta la poze, s-ar vedea și niște diferențe la editare, care în principiu femeile le remarcă. De nu mari. Am întrebat, are o talie mai mică, da, văd așa. Ai observat? Cu ochiul meu de șoim. Da, da, da. Și da. Verdele este diferit. Verdele, lumina, deci în fotografiile acestea ochiul se duce în principiu unde e lumină mai multă. Asta dacă ai o fotografie mai închisă, te duci unde e lumină. Dacă e fotografie albă, te duci unde ai întuneric, să zic așa. Dar în principiu ochiul se duce unde e lumină. Și având lumină pe față, cum e aici de exemplu, același lucru s-a întâmplat. Asta a fost o ședință foarte drăguță, au făcut un treci de dres și aveau un bebe care au spus trebuie să-l luăm cu noi. Zic ok, îl luăm cu noi, nu-i nicio problemă. Ce interesant e că se jucau un pic cu el, îl luau în cărucior, blocau căruciorul cu fața spre ei și ei după aia se duceau să facă poza. Era foarte, foarte distractiv, da? Și el era foarte nervos când îi vedea. Era... Și tot timpul am încercat să-l bag și pe el în cadru, adică într-un colț era și ăsta micul, că era parte din ședință. Asta s-a întâmplat, adică de ce să spui altceva? Că fotografia, sper eu, în viitor, să fie mai mult despre realitate, că începe să nu mai aibă legătură cu realitatea, mă, cam sper eu un pic chestia asta. Da, așa e. Da. Și toți oamenii sunt fericiți pe Instagram și toți zâmbesc și există în FaceApp funcția, da, de zâmbet. Eu am rămas șocată. Cum adică să-ți spună, deci tu faci o poză și nu zâmbești și apoi vine FaceApp și îți spune zâmbetul pe buze. Așa, și s-a rezolvat. S-a rezolvat, dar de ce? De ce să mimezi? Exact, asta e problema. De ce? Deci, nu știu, o să se ajungă la un moment dat să editeze fotografiile în așa hal încât să faci niște poze și după aceea zici unde vrei să fii, la Paris, la nici nu mai mergi în anumite locații, le faci în studio și apar după aia unde vrei. Nu știu, mi se pare un pic, totuși, fotografia e despre niște amintiri pe care le-ai avut, adică trebuie să te duci acolo, nu știu, n-ar trebui să mintă editarea și fotografia, mă rog, nu chiar așa, nu știu, că în principiu orice încadrare din realitate este cumva o minciună, nu poți să zici că fotografia este realitate, pentru că eu nu prind totul. Eu prind o bucată și bucata aia e ce-mi place mie, ce mi se pare mie interesant, poate altcuiva nu îi se pare interesant. Deci prin simplu fapt că am încadrat, prin simplu fapt că folosesc un anume obiectiv, eu cumva nu arăt totul, adică este o minciună, dar nici chiar așa, adică nici să faci o poză să apară altceva, ceva ce n-a fost acolo, de exemplu, niște obiecte aduse din... Nu e ok, adică trebuie să avem niște limite. Uite, legat de limite și de filtre... Mie îmi place foarte mult fotografia alb-negru, mi se pare extrem de elegantă și ce am văzut acolo chiar mi-a plăcut. Aceasta e o fotografie, apropo de ce spuneam de editare și de... eu l-am pus să stea așa ca să nu aibă lumină în ochi, ceva ce nu se face în mod normal, că om... am introdus un pic și puțină soție, să zic așa, mâna, adică, așa, ca să fie mai interesant. Și, bineînțeles, dacă aici zâmbea, de exemplu, se strica tot cadrul, se strica tot farmecul. Și editarea a fost de așa natură, de-aia am făcut poza alb-negru, că oricum lumina era foarte dură și nu era foarte frumoasă, nu era o fotografie de... E o fotografie mai dură. Și atitudinea lui. Și l-am pus și într-o parte mai mult, că inițial era pe mijloc în cadru, și încadrarea e foarte importantă, că cumva aduce mai multe... Adică spune mai mult despre ce se întâmplă. Este greu să... editezi fotografia alb-negru? Noi avem toate filtrele astea fantastice de black and white cu mai multă, mai puțină luminozitate. Nu, apropo de ce spui, și programele de editare pe care le folosim noi au zâmbete de adăugat, au început să aibă și tot felul de nebunii de genul ăsta, da. Trebuie avut grijă cum le folosești. Deci, ideea e că programele astea de editare sunt o armă foarte puternică în mâna unui om care nu știe, adică nu știu, în principiu n-aș da voie pe toată lumea să editeze cu programele astea, că sunt unii care fac niște oribilități, de te sperii efectiv, deci măi, n-ar trebui, deci ar trebui să nu-ți dea voie, să n-ai voie legală, adică tu nu faci asta, da, exagerează foarte mult. Și nu e ok asta, nu e ok, nici cu filtrele încă nu sunt așa exagerate, că nu poți să exagerezi atâta. Dar dacă ai un program de editare unde tragi de slidere, atunci sunt unii fotografi care exagerează extrem de mult. Plus că fac tot felul de montaje care nu au nicio legătură cu nimic, deci nu e ok, ar trebui cumva să ai cum iei carnetul, să dai examen de editare, așa, cred că ar fi cel mai indicat. Dar dacă totuși nu putem să-i lipsim pe oameni de această opțiune și de tehnologie, hai să mai analizăm o fotografie ceva mai colorată.
ca să înțelegem mai bine despre ce e vorba și cum ar trebui să arate. Sigur. Îmi place. Aceasta e o fotografie mai veche a mea și este mai comercială, în sensul că este pentru o firmă care... Așa. Și n-am avut podeaua cum trebuie și a trebuit, dacă nu am stat și am reparat la ea, a fost foarte complicat. Acestea erau niște obiecte care luminau ele în sine și a fost și așa, s-au făcut două cadre, s-au suprapus, că a fost unul cu obiectele luminate și unul cu exteriorul și după aceea am făcut eu editarea, poza din spate, de exemplu, avea un proiector deasupra. Și proiectorul respectiv l-am scos, găsim poza respectivă, tapetul pe internet, deci cam așa ceva a fost, editare foarte complicată. Deci m-am uitat și am căutat podul respectiv, așa e din America, un pod, mă rog, din Brooklyn ceva, așa, sau din New York, și am repus poza, i-am dat culorile respective ca să scot cadrul respectiv, na. Și a ieșit cadrul ăsta care, mă rog, se folosește după aia de multe ori, că asta e altă avantaj al fotografiei, că tu o editezi o dată, după aceea ea e folosită și în timp îi crește și valoarea. Sau cel puțin așa încerc eu să fac fotografii care în timp să le crească valoarea, mai ales la cele cu oameni mă refer. Că la genul fotografii de produs nu neapărat, le cam dispare valoarea în timp că produsele se duc. Dar oamenii, pentru că înaintează în vârstă, încep să uite mult mai cu interes la fotografiile vechi și își aduc aminte mult mai... Fotografie e ceva foarte interesant, că în timp crește în valoare. Uite, am văzut o fotografie mai devreme și aș vrea să știu ce a vrut să spună autorul. Că spuneai că nu-ți place că am putea să lucrăm la un moment dat pe Chroma și să avem vizite în Paris, deși noi n-am fost niciodată acolo, dar vizite în spațiu. Vizite în spațiu, da. Fix ce spuneam, deci asta e o fotografie de la începutul carierei mele făcută în studio și nu prea are legătură. Adică ai zis, hai să fac ceva așa, să arate extraordinar. Ok, am făcut ceva să arate extraordinar și ce legătură are? Că n-are legătură cu persoana, e doar... Are și un poster drăguț. Da, un poster, dar pentru ce? Nu știu, că nici ideea nu o văd. Adică am făcut chestia asta, mi-am dovedit că pot să fac chestia asta. A fost frumos, nu mai zic ce a fost în studio cu făina aia, că am umplut, era făină peste tot. Aveam și un curs care urma să vină la studio și au venit persoanele, au venit cu o oră mai devreme, s-au șocat când au văzut ce e acolo. Aici este cursul, zic, da, o să fie într-o oră, să facem curat. Da. Și a fost interesant. Și a apărut fotografia asta care șochează, să zic așa. Asta cu șocatul e o chestie foarte importantă în ziua de azi, pentru că sunt foarte multe fotografii pe care le vedem zilnic și trecem pe lângă ele. Și de-aia trebuie omul să șocheze, că de-aia a ajuns să dai filtrul la maxim, să dai contrastul la maxim, ca să șochezi și mai mult și următorul dă filtru și mai tare, ca să-l întreacă, vede, este... Era vorba aia, dă muzica mai tare și oprește-o. Da. Cam așa. Uite, legat de cursuri, că ai zis, mi-ai povestit că au loc cursuri gratuite în weekend, pe care le ții tu. Acum, fiind cu pandemia, noi făceam cursul la studio și de 3 luni, și mai scurte și mai lungi. Fiind pandemia, am zis să fac niște cursuri online și ce este interesant este că toată luna care vine, în fiecare sâmbătă, o să fie câte 3 cursuri de 2 ore, adică 2 ore, 2 ore, 2 ore. Deci, în total, 12 cursuri. Și o să fie pe internet, pe YouTube, mă rog, live și... o să fie foarte, foarte interesant. Deci, exemple live, o să primim întrebări, să răspundem la întrebări și o să fie gratuit. De ce? Pentru că încercăm ca studio, să zic așa, să lărgim orizonturile, să cât mai multă lume să aibă acces la fotografie și la aparate și la... să înțeleagă că, la urmă urmei, și cu telefonul poți să faci fotografii dacă știi ce faci și dacă ai lumină, cantitate, adică lumină multă. Asta e problema telefonului. Problema între telefon și aparatul foto este că telefonul face mai greu fotografiile, adică mai lent. Și în situații mai dificile e mai greu cu telefonul, dacă n-ai lumină multă, dacă vrei să faci fotografii repede, dacă vrei, dar pe de altă parte e mic și îl ții la tine, deci ai și niște avantaje. Și acum au apărut și mai multe camere, că înainte nu erau, cameră de wide, cameră de tele, cameră de macro, ca pe același telefon. Adică mai multe lentile, că mă rog, ele n-au obiective să se schimbe. Și eu sper în viitor să pot să vorbesc la aparatul meu foto, să zic așa. Cam asta. Da, știu că sună ciudat, da. Foarte tare.
Uite, data viitoare când vii, o să aduc acel telefon nou. N-am avut curajul să-l iau astăzi, că n-am reușit să transfer nimic. Na, complicat. Da. Dar să mă înveți așa, cât de cât puțin. Are o funcție pro și nu înțeleg nimic. Mi se pare fizică cuantică ce se întâmplă acolo. Da, în primul rând să nu te iei după mulți megapixeli. Mulți megapixeli nu e... Deci nu. Nu în sensul că nu te ajută. Nu e ceva să-și iau telefonul ăsta pentru că are 1000 de megapixeli. Nu asta e ideea. Aparatele astea care au apărut acum au undeva la 20 de megapixeli, astea profesionale, unele dintre ele. Și sunt foarte ok, adică pe o poză de Facebook are niciun megapixel, nu are. Și poți, o copertă de revistă poți să o faci cu 5-6 megapixeli, foarte ok. Nu... Care e diferența între megapixel și claritate? Uite, am primit acum o întrebare indiscretă în această dimineață. A trebuit să vorbesc cam jumătate de oră, nu știu, să răspund repede. Cu cât ai mai mulți megapixel, cu atât poți să dai zoom mai mult la imagine. Asta în condițiile în care lentila e bună, în condițiile în care senzorul e bun, în condițiile în care ai făcut fotografia bine, că în momentul în care ai mulți megapixeli apar alte probleme, trebuie să ai obiective bune, trebuie să editezi bine, trebuie să nu tragi cu ISO nu știu cât, adică gen să nu ai lumină și să tragi de aparat la maxim, că în momentul ăsta scad megapixelii când faci chestia asta. Ok, mai convins, o să particip la cursuri, că mi-ai zis un termen, ISO, ce e ISO? Da. Am auzit de ISO, dar de ISO da, am auzit și de ISO, dar nu am știut niciodată să-mi explic acest termen, așa că aș vrea să mai analizăm o fotografie, că de învățat sigur da. O să învăț la cursuri, ca să nu îngrășăm așa porc în ajun în dimineața asta. Cred ce se întâmplă aici? Am putea să ne uităm la mai multe. Aceasta e o fotografie din Italia și... Dacă observ partea aia albă de sus, am făcut-o să nu mai fie albă. De obicei, zonele astea albe atrag ochiul și dacă n-au ceva care să le personifice, adică, nu știu, o mână în zona aceea sau ceva, un element, atunci, în principiu, nu prea e bine, mai ales pe margine. Pe marginea cadrului, nu, deloc. Avem o gambă mai subțire, așa, din ce văd eu. Na, detalii de femeie, vezi? E, nu, asta nu este. E o fotografie drăguță, e un moment interesant între ei, să zic așa. Chiar ar fi bine să ne uităm la mai multe poze acum, că cred că se termină emisiunea și... Hai să vedem, da. Aici, de exemplu, iar un cadru foarte interesant. Aici erau vreo 100 de persoane în același loc cu noi și era foarte complicat să nu prind pe altcineva, chiar să și vede o persoană acolo în spate, care am eliminat-o. Și iar dinamism, legătură între ei, adică el se uită la ea, că altfel dacă n-au legătură, dacă n-au, trebuie cumva să-i pui în același cadru, să aibă o legătură și să aibă și o semnificație. Aici nu are neapărat o semnificație, dar e interesantă prin dinamism, prin mișcare, prin mișcările astea ale Rocky. Dar aceea unde a dispărut? Păi a dispărut că, iar albul acela a dispărut. Da. Și asta e mai greu de făcut cu programele de editare de pe telefon, dar au început și ele, selectez persoana și o scoat afară. Și oricum nu se vede mare lucru. De exemplu aici, aici sunt cei doi cu copilul, ce tot aceea și așa. Și avea o carte care îi plăcea foarte mult, că iar... modelelor de tot sugerez să aduc anumite obiecte care îi reprezintă și avea o carte pe care o citea și a și citit-o pe stâncă la un moment dat și aici au dat-o de la unul la altul și am făcut eu mai multe cadre și le-am combinat ca să iasă acea mișcare, așa legătură între ei. Dar iar trebuie să știi ce vrei să faci când fotografiezi. Eu am făcut mai multe cadre în ideea că le combin. Da, și aici dacă n-au înghețat... Da. Cum ați prins acest val așa? Când se întâmplă multe lucruri care nu le poți controla, adică gen am două persoane și prin fața lor trec sute de oameni, e bine să faci multe fotografii. Atunci ajută să faci multe fotografii, dar după aceea trebuie să le selectezi și are o problemă, că la un eveniment dacă ajungi cu 10.000 de fotografii acasă, opa, că nu se întâmplă, da. Și asta. Mi-e greu când am de ales între 30 de fotografii pe care mi le fac colegele în platou. Da. Ok, nu mă mai plâng niciodată, gata. Aici, de exemplu, am mărit personajul, că era prea mic și e unul dintre lucrurile și am mai adăugat o pasăre, un al doilea personaj care comunică cumva, dar e mic acolo, se vede mai bine pe ecranul din spate de acolo dacă... E o metaforă acolo. Este ceva, este o legătură, da, între... îmi place foarte mult fotografia asta, așa am două, nu știu... E așa o nebunie și o liniște în același timp, că citește cartea și este tot spectacolul ăsta.
Sunt făcute aceste fotografii? Da. În Bulgaria. Deci acolo găsim stânci frumoase. Găsim peste tot. Dacă avem ochi și le separăm din lucrurile care nu sunt neapărat la fel de frumoase. Stai că m-am îndrăgostit puțin de această fotografie. Auci. Da, aici și editarea ajută. Și ei sunt. Aici ce am făcut a fost o chestie foarte drăguță, că am vrut să ajung dimineața la răsărit. Și ca să ajungi în Bulgaria la răsărit, trebuie să pleci pe la vreo 3. Da, și mie nu prea. Dar noi ăștia cu fotografia suntem și un pic așa. Adică nu mi-au cerut ei să fac asta. Le-am zis eu, unde sunteți? În Bulgaria. Ok, la ce hotel? Acolo. Păi ajungem noi la 6. Păi de ce? Păi că atunci e bine. Ok. Da. Și am luat un coleg de-al meu. A fost o experiență foarte interesantă. Da, nu era pandemie, nu erau de-astea. Pe vremea aia era așa foarte relaxat. Mergeai, plecai, n-aveai nicio problemă. Da. Să știi că mi-a plăcut întâlnirea cu tine de astăzi. Și au lăsat și terminat? Și terminat. Oh. Am mult de 20 de minute împreună în această dimineață și aș mai fi stat, că sunt convinsă că mai aveai ce să ne arăți. Și te aștept într-o nouă întâlnire. Mă gândesc așa, poate chiar analizăm niște fotografii care apar pe Instagram, ca să spunem asta da, asta nu. Da, și să nu ratezi cursul de facem sâmbătă. Asta, da, de sâmbătă asta și de sâmbătă următoare și de 4 sâmbete. 4. Ok. Da. Perfect. Deci, am notat. Este foarte, foarte, deci e atâta informație acolo, cât n-am predat toată viața mea. Bine, noi suntem prieteni pe Facebook, o să intru la tine să aflu mai multe informații, ceea ce vă sfătuiesc și pe voi. Stocăriți-l puțin pe Dragoș Constantin. Îți mulțumesc că ai venit în această dimineață. Mulțumesc și eu pentru invitație. Iar noi o să luăm și o scurtă pauză de publicitate, cam 5 minuțele, ne întoarcem foarte, foarte repede.